Salutare, bă, băieți, și bine v-am găsit un clip. Astăzi o să reacționăm la Battle Pass, la nouul Battle Pass din Fortnite. Sper că o să fie tank. Vedeți că eu l-am cumpărat deja, mi-a dat deja un skin. Încă nu l-am văzut, dar o să-l vedem acum împreună. Nu uitați, dacă vreți să mă susțineți, să băgați și voi un like, un subscribe. Și cel mai important, Dobzanu pe shop, dacă cumpărați Battle Pass cu codul Dobzanu. Și îmi trimiteți filmare pe Instagram, o să vă dau like la ultima poză și add pe Fortnite de pe contul meu. Bun, hai să începem cu Battle Pass. Să începem, nu, prima dată cu skin-ul ăsta. Avem aici skin-ul ăsta. De poți să-i schimbi culoarea aici cu chestia asta, bine, trebuie să le deblochezi să faci level. Și aici avem niște skin-uri random, da? Puteți să vedeți și voi. Aici avem primul, că nu-l vedeți de webcam-ul meu. Avem Red Knight-ul. Avem pe Lexa și ăsta, Cuddle Team Leader-ul. Și acum să puteți să vedeți, uitați Rubiu. Deci mi se pare Spurgeon. Avem și Renegade aici, uitați Renegade. Super Spurgeon-maker făcută chestia asta. Avem și Ghoul Trooper-ul care arată tank rău de tot. Bush Ranger-ul. Asta slime-ul ăla. Am robotul ăsta. Uite-l pe Love Ranger. Pe Bright Bomber. Uite-o și pe asta cum o cheamă, Cristalul. Bun, și aici avem bonus reward-urile, adică, na, style-urile pe skin. Avem style pe Venom-ul ăsta. Vă arăt style-urile repede acum. Bam, bam. Bine, cam și skin-urile în mare și aici încă nu vedem nimic. Bun, hai să trecem la Battle Pass acum. Bam. No, ăsta e Battle Pass-ul, ăsta e primul skin pe care îl primiți când cumpărați Battle Pass-ul. Aici nu vedeți că avem o inimă, adică backbling-ul ăsta care e super șmecher. Avem și peștii despre care v-am zis, puteți să-i schimba style-ul să-l faceți cum vreți. Avem și backbling-ul ăsta unde avem un pește ciudat, super ciudat. V-Bucks, schimb pe armă. Cam asta e. Aici avem pickaxe. E o sabie într-o mână, sper să n-aibă delay, Doamne ajută. Avem și glider-ul ăsta super șmecher, balena. Bam, ok. Avem și emote. Ok, super șmecher făcut. Avem și un schimb pe armă care îi se mișcă. Ok, reactiv de la. Nice. Și emote-urile astea le știți deja. Avem V-Bucks și emote-urile astea și care nu sunt așa importante. În mare parte vreau să vedem emote-urile și skin-urile și backbling-urile. Bam. Avem ăsta, backbling-ul de are style, ok. Emote-ul ăsta cu ceasul. Sună ceasul, bro. Avem și contrail-ul ăsta care îi cât de cât ok cu pești. Aici pe parte pești vii. Paște, am vorbit română, Doamne ajută. Și pe parte pești morți avem și ăsta. E ok, pickaxe-ul ăsta și avem style deja pe skin-ul ăsta. De la level 20 putem să deblocăm style-ul ăsta și avem style și pe pickaxe. Bam, și aici încă un babling de peștele mort din câte văd și V-Bucks și v-am zis, ați văzut și voi V-Bucks. La level 30 deja primim un glider mai așa, mai cutter-rinkă. Avem și ăsta, și ăsta, și ăsta, ok. Care, na, pickaxe ăsta vă dați seama, nu o să joc niciodată cu el. Backbling-ul ăsta care nu e așa imens. Skin-ul ăsta care îi decent, sincer. Contrail, V-Bucks și cam asta e. Aici la nivel 30 la 40 avem iar un style. L-avem pe unicornul ăsta, bă, cel mai caterincă skin ever. Uitați-vă la el ce față are și uitați-vă la el ce slab e, mă, și are six-pack și are fața asta de cuceritor, nici nebun. Ia uitați pickaxe, lingura asta. Băi, e șmecher pickaxe-ul ăsta, sincer. Sper să n-aibă delay, să jucăm cu ea. Bam, bam. Mamă, ăsta e fain. Deci ăsta e next level, ăsta îmi place super mult. Aici apilim și noi unghia, frumos. Avem și un emote. Bine rău. Bine rău așa. Bine rău așa, sincer. Avem și ăsta. Încă un style. Pe unicorn. Asta e mod. The fuck, bro? Ok. Așa. Bam. Bun. Aici nu prea mai avem multe chestii. Ăsta, backbling, pardon. Cum îi zice? Glider. Style. Ăsta și cam asta. E bun. Aici, deja la level 60, ajungem la maimuța asta. Ajungem la emote-ul ăsta decent.
ajunge la backbling-ul ăsta care e cu banane de gold aici, cu chestii. Skin-ul ăsta pe armă și, na, skin-ul, emoța asta, calțe și care e brațul. Rupe copii. Bă, și pickaxe-ul l-am uitat. Ia uite-l, ăsta e pickaxe-ul. Bam. Level 60 deja. Aici avem, avem pasta. Nu, nu știu cum. Torin o cheamă. Ok, Torin. Skin pe armă, nu e așa wow skin-ul ăsta. Avem și un pickaxe. Și da, vă dați seama, pe lângă V-Buck și backbling-ul ăsta, care e decent. Boom. Level 80 deja, avem un style deja pe skin. Iată cu cubul și cubul o transformă în... Nu știu ce o transformă. Asta e Caterinca. Și avem și style pe gorila asta, maimuță. Ce, ce urechi mare are aia, e? Mamă, ăsta iar cu Kevin. Bă, sincer, nu știu, mi se pare spășmecher că... Că l-o băga pe Kevin iar în joc. Și ultima pagină, l-avem pe Venom, care nu-i chiar așa mare skin-ul. Ăsta nu l-a făcut așa imens, ăsta e ok. Pickaxe-ul ăsta care e ok. Ăsta e backbling. Și ăsta e gliderul. Na, nu știu ce să zic, uiți. E ok. Bun. Nu uitați să scrieți și voi în comentarii părerea voastră despre Battle Pass. Cam ăsta a fost Battle Pass-ul. Știți și voi cât costă, 950 de V-Bucks. Da, cumpărați cu codul meu, v-am zis. Vă adaug la prieteni și vă dau like pe Insta la ultima poză. Să aveți profilul pe public. Dați filmare pe Instagram acolo. Și vă las. Am uitat ceva să vă zic. Dacă aveți skin-ul. Care era skin-ul? Nici nu mai știu ăla în, în costum. Stați că trebuie să-l găsim acum. Avea costumul roșu. Dar nu mai știu unde îi. Nu mai știu unde îi, mă. Nu mai știu cât era. 1500 sau 1000. 1200 cred că era. Sincer, 1200. Aia în kimono, bă. Uite, pasta. Red Jade-ul. Bam. Avem style nou. De Halloween așa făcut, e super super smecher. Și da, cam atât a fost cu cu videoclipul ăsta. Vă pup și nu uitați să intrați pe live, facem live în seara asta la ora 22, vă aștept, ne jucăm, facem puncte la arena pentru că o să se reseteze curând. Și vă pup, respect, mersi mult de like, subscribe și ne auzim pe live. Respect maxim.